Vlad relatează că a fost întrebat dacă vrea să vină în studio ca invitat într-o dimineață. Ne-am plăcut și ne-am luat, spune jurnalistul într-un interviu la Europa FM, în care recunoștea că s-a îndrăgostit de radio la prima vedere și la prima auzire. Atât pentru acum. Ne auzim la știri. La mulți, mulți ani în radio, Vlad. Te salutăm și te îmbrățișăm cu drag, Vlad. Dragă Vlad, nu știu dacă acești 10 ani de Europa FM au fost toți de 10, cred însă că acești 10 ani de Europa FM au fost niște ani mișto de radio, cu oameni faini și experiențe. Îți doresc la mulți ani, încă 10. Vreau să-l asigur pe Vlad Petreanu că schimbul de după 10 îi este tot timpul asigurat. La mulți ani, Vlad Petreanu, la 10 ani de Europa FM. Iată, Vlad, se confirmă că 10 ani ca mâine trec. Parcă mai ieri te alătura echipei, căreia i-ai adus greutate. Să rămâi una dintre vocile care contează la Europa FM. Cum era vorba aceea? Primii 10 ani au fost mai grei, următorii 20 vor veni natural. Sau era cu primul milion? Oricum ar fi, eu îți doresc să celebrezi 10 de ani pe frecvențele Europa FM și să generezi bucuria milioane de ascultători în stilul tău unic. La mulți ani de radio înainte, Vlad. Dragă Vlad, îți urez mulți multipli de 10 la Europa FM, să fie cu bucurie la care punem și niște fum de grătar. Wishing you a very happy work anniversary, Vlad. You have been an integral part of the Europa FM. Your skills, talent and effort are greatly appreciated. Thank you for 10 years of your amazing contribution. Mulțumesc! Cu plăcere! Doamna este șefa. Suzana, da. Mulțumim, Suzana, pentru mesaj, da, și mulțumim și colegilor pentru toate mesajele. Fraților, în ciuda ceea ce ați putea crede, încă sunt în viață. Deci, mulțumesc foarte mult, ăsta foarte șmecher, Zaf, înainte de știri. Zice, ia, puneți-vă căștile să vedeți cum se aude puțin, că aici am avut niște discuții, știu ce, și a intrat Ioana. Ioana, nu știu în ce grup ai tras, dar nu se auzea grozav. Mă rog, rest, mulțumesc foarte mult. Băi, da, ce surpriză. Cu drag. Tare. Da. Da, mi-e place că se cheamă Relatare Cozia. Avea un nume de cod, că Vlad se mai putea plimba pe aici. Deci numele de cod al acestei înregistrări, Vlad, este Relatare Cozia. Voi știți că mie îmi place mereu să aduc aminte de parola Cozia din filmul Mărgelatul. Da. Mai exact, trandafirul galben. Dar voi știți ce acord s-a semnat la Cozia între Miron Cosma și răposatul Radu Vasile? În vremea mineriadei. Da, pacea de la Cozia. Mulțumesc foarte, foarte frumos, într-adevăr, da. Uite, 10 ani. Cine ar fi crezut, nu? Da, parcă ieri. Da. Mai ții minte prima emisiune? Că a fost în august, de fapt. Da, am fost destul de surprins de cât de nepregătiți erați. Hai să vin să punem ordine. Deci, a fost fun. Treabă, da. A fost fun. E adevărat, când am semnat primul contract atunci, acum așa, 10 ani, am întrebat, dar voi cum semnați aici contractele astea la radio? Sunt măcar un sezon, ca să știu și eu cum fac toată treaba, știi, venind din televiziune. Da, da, da. Nu, zice, noi da, aici așteptăm să vedem. Ia, eu uite-l pe ăsta. Ia uitați! Ce ați făcut, mă, frate? Aveți ceva de mâncare? Are tort! A adus băutura. În studio, ca să și explicăm, au venit colegii noștri de la știri, a venit Radu, marketing. Ia uite, mă, Radu, mulțumim foarte frumos. Ai, Monica, uite, tort galben fără cai. Tortul galben fără cai. Da, i s-a muia microfonul. Se bălăgăre microfonul. Ok. Vlad Petreanu, 10 ani la Europa FM. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, sunteți foarte drăguți, chiar o surpriză. Mulțumim mult, adică, pentru că rezist sincer, de 10 ani să te trezești în fiecare dimineață. Cea mai mare plăcere. Radu Constantinescu e. Radu, ia loc, mulțumim. Stai și tu la un microfon. Hai, ca uite, să te auzi. Poți să stai la un microfon aici. Ia loc alături de noi. Da. Nu, de alta dată te obișnuiești să te trezești dimineața. Lui Radu îi place cel mai mult să se trezească dimineața, am auzit. Da. Așa e, da. Atât de mult v-am așteptat și vă mulțumesc că, că ați preluat din nou ștafeta. Și luna august, într-adevăr, pentru mine și Cătălin, e o lună foarte dificilă, dar pe de altă parte și plăcută. Pentru de ce? Că se aude foarte fain, eu v-am ascultat. Vă mulțumim, încercăm să ne apropiem și noi de echipa principală. Da. Și sper că de multe ori am reușit. Dar, totdeauna, cum?
Radu Constantinescu, favoritul nostru. Ne place cum vorbești tu la microfon întotdeauna. Da, încep și pe drum cu prioritate. Mă aștept de la 14 astăzi. Bine, primii 10 ani sunt grei. Da. Mă dai o masă, ceva, ca să știu cum așez. Păi avem tort aici, mă, băiatul. Lasă-mă cu tortul de desert. N-auzi că de asta te trebuie. Dăm în tort sau așteptăm masă? A fost ok ce am auzit la știri mai devreme. Așa a început povestea. Da. Un telefon de la ZAF. Așa a fost, da. Așa a fost. Unde l-ai găsit, mă, păi? Ce se întâmplă în acel moment? A avut ghinionul ca și răspuns la telefon. Știi că Vlad răspunde la orice apel. Da, da, da. Mă da. Pregăteam să văd de viață. Da. Dar ZAF are și reacție întârziată. Eu făcusem o emisiune la un alt post de radio care a dispărut. De acolo te-ai descoperit. Așa, da. Și acolo eu veneam cu muzica de acasă, de la mine. Înțelegi? Și puneam muzică, vorbeam singur, așa, orele. Și nu știu ce eu fi plăcut lui ZAF, dar cum puteai să vorbești singur, Vlad, că asta e o... Băi, eu n-aș putea niciodată, adică deci eu n-aș putea să fac emisie să știi, fără voi, singur. Să știi că nu puteam să... Da. Ca să-ți explic, Vlad, era foarte funny ce se întâmpla. Acolo era total antiradio ce se întâmpla. Eu plecam după amiaza pe la 4 și ceva, cam așa era emisiunea, așa nu? Era, da, da. Da? Și plecam acasă și... Drum cu prioritate, cum și ascultam tot felul de ciudățenii, știi? Și la un dat am dat și l-am auzit pe Vlad. Zic, mamă, vocea-i suna ok, adică până aici era totul așa. Era foarte lent, adică totul era pe foarte slow. Păi dacă vorbeam singur. Și după vreo două zile în care și-a invitat niște colegi internauți, blogări, da, a vorbit despre una, despre alta, a rămas singur. S-au terminat blogării. Și vorbea practic singur. Și s-a terminat și muzica, pentru că la un dat spunea, zice, nu prea am mai găsit pe aici prin redacție ceva să-mi placă, am venit cu CD-urile mele de acasă. Erau toți băieții de redacție nebuniți. Îmi cereau CD-urile să-și copieze. Nu vorbeam singur. Singur vorbeam cu băiatul de la butoane, care era după ciclop, după geam, că acolo era cu... Nu stăteam cu omul de la butoane în studio. Da. Și el făcea din cap, da, da, nici nu știu dacă m-auzea, dar el dădea din cap. Da, niciodată nu vorbesc singur acum, Luca, vorbești cu ascultătorii. Da, mă, e vorba. Unii mai vorbesc singur și acum, uite, da, la mine. Da. Și e un semn bun. Oricum, Vlad, sincer, îți doresc să ne reîntrim peste 10 ani aici și să ai puterea să continui. De ce mă pleacă undeva? Rămâne aici, altă, tot păi ai... asta și intenționăm. Ai putere. Să obținem un da pentru următorii 10 ani, știi? Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.